spectatori, bună regăsire, iată-ne, final de Cireșar, o lună dragă nouă celor care mai ținem cont, așa cum se cuvine, de dascălii noștri, cei de toate zilele, așa, luminătorii noștri, pentru că, iată, data de 5, știu, în această lună, este o sărbătoare a lor, dar nu numai din acest motiv, în această seară, pentru dumneavoastră, invitat domnul profesor Gabriel Ploscă, președintele Sindicatului Învățământ din Județul Neamț. Domnule profesor, așa am să vă spun, că așa v-am spus și data trecută, bine ați revenit și mulțumim pentru că ați avut un tur de forță și v-ați găsit răgați să veniți în fața României. Întotdeauna vin cu plăcere în studio dumneavoastră. Emisiunile făcute împreună, eu zic că au fost emisiuni bune pentru colegii noștri din punct de vedere al informațiilor care le primesc și voi veni întotdeauna cu Ne dar. Facem datoria și pe Metereza asta, pentru că, iată, Moș Vasile Moroșanu, eu așa mă prezint, de acum ai consacrat termenul, sigur că în școlile romașcane de oarece vreme și cu mare drag, pentru că aici, sigur, împreună cu invitații care am avut în permanență pentru dumneavoastră, stimați romașcani, am căutat întotdeauna să vă informăm măcar atâta cât ne este datoria noastră despre ceea ce se întâmplă în școli. Și iată, de data aceasta, avându-l invitat pe domnul Gabi Ploscă, ce se întâmplă pe relația cu sindicatele, care este una foarte importantă în sistemul educațional. Mai întâi aș dori să nu trecem la alte, eu știu, discuții, până vă rog frumos să discutăm un pic despre un eveniment recent care, sau de care, iată, în viitorii 5 ani, înțeleg, se vor lega, eu știu, foarte multe decizii importante la nivel de județ, la... și felicitări pentru realegere, că începe așa, dăm din casă. Dar vă mulțumesc tare mult. Într-adevăr, în 22 iunie, sâmbăta trecută, a avut loc un eveniment deosebit în viața organizației noastre, vorbesc de Sindicatul Învățământ Neamț, și anume e vorba despre conferința județeană, eveniment care este prilejul unui bilanț al activității noastre, este un prilej pentru a ne propune strategia pentru viitor. Dacă vreți, este un moment în care noi raportăm în fața celor care ne-au încredințat mandatul în urmă cu 5 ani despre ce am făcut în acești ani, mai bune, mai puțin bune. Desigur că întotdeauna este loc pentru mai bine. Apoi, sigur că au fost în final alegerile noului Consiliu Județean, noului birou operativ, și într-adevăr acest a fost un eveniment pentru noi. Oamenii au fost foarte interesanți de ce s-a întâmplat. Am fost întrebați și de ce au fost anumite neîmpliniri, le-am explicat lucrurile acestea, dar eu zic că aprecierile au fost în sensul bun al cuvântului, am avut o activitate bună, deși, așa cum spuneam, au fost și multe lucruri pe care nu le-am putut duce până la bun sfârșit. Nu întotdeauna am, îndeplinit toate așteptările colegilor noștri, mai că nu întotdeauna depins numai de noi. Uneori era nevoie poate și de mai mult sprijin din partea membrilor noștri de sindicat și aici mă refer la acțiunile revendicative de stradă, la acea grevă în special din începută în 31 mai 2010 și care n-a avut efectul scontat. De asemenea, ezitările pe care le-am avut atunci când au fost tăierile, din acele tăieri de 25%, în fapt chiar mai mult, către 40% din salariile noastre, atunci poate trebuia să fim mai aproape. Însă am mai avut un moment foarte dificil, momentul acela de aproape un an de zile, deci perioada de un an de zile în care cotizațiile nu au mai fost încasate pe statul de plată, ci le încasam din căciulă, deoarece cineva voia neapărat să distrugă sindicatele din educație, care îndrăzniseră, iată, să facă o mulțime de plângeri în instanță și să câștige în instanță drepturile
salariale neacordate de un guvern sau altul, pe o lege promulgată chiar de președintele țării. Deci, acel moment, totuși, cred că a avut efectul invers decât cum s-ar fi așteptat cei care puseseră la cale toată această, eu știu, intenția lor de a ne destrăma. Dimpotrivă, mobilizarea a fost exemplară, chiar dacă financiar am pierdut, dar am rămas împreună. Iată, suntem acum același sindicat puternic, unit, și eu zic că poate am ieșit mai puternici, mai buni din acea încercare. Desigur, n-aș dori să se mai repete, fiindcă n-a fost foarte greu. Deci, așa au stat lucrurile la acea oră de bilanț. Vreau să vă spun că, din păcate, dialogul social în ultimii ani s-a purtat mai mult prin tribunale, acolo unde aveam acțiuni, mii de acțiuni în instanță și prin care deja, iată, ale căror rezultate deja se văd pe statele de plată, când unde colegii noștri încep să primească sume din ce în ce mai consistente. Păcat însă că ne consumăm energiile în astfel de acțiuni în instanță, când puteam aceste energii să le canalizăm mult mai eficient către treburile școlii, către treburile educației, știind faptul că sistemul educațional în România este în mare suferință. Da, este o vorbă românească, nu-i așa, care spune că ce nu te omoară, te întărește, nu? Sigur, așa cum ați spus, pentru că am să spun și am să spun pur și simplu ca remarc, știu că mai sunt unii care împândesc afirmațiile, suntem pe metereza asta de mulți ani împreună și apropo de ce spuneați, de anumite momente de neîmplinit, de slăbiciune chiar, pentru că nu trebuie să ne ferim și de termenii care la un moment dat caracterizează, eu știu, o anume etapă din viața, poftim, a unei organizații, de data asta, așa, când eu știu și văzută cu ochișorii mei, ca să folosesc o expresie gazetărească, așa, când 7 stăteau după perdea și 2 erau în stradă. Și aceia 7 vin la drepturi exact ca și cum ar fi fost, eu știu, după rețeta musca la rat, ceea ce nu-i bine deloc. Dar eu v-aș întreba și v-am mai întrebat și cu ocazia întâlnirii în emisiunea din toamnă, domnul Ploscă, așa, totuși, de unde se trage, eu știu, sau de unde se trag aceste slăbiciuni? Eu am mai spus atunci, spun și acum, și să mă contraziceți dacă n-am dreptate, am constatat că în oameni a intrat o frică, totuși, o frică mai urâtă ca pe vremea Ceaușescu. Este o consecință directă a ultimii ani de guvernare, Băsescu, și argumentez. Știm foarte bine cu toții că, practic, cel care a condus guvernul României atunci când premier era Boc, a fost președintele Băsescu. Ori atunci când ai dispreț față de școală în general, față de dascălii școlii, sigur că încerci prin orice mijloace să le inoculezi o anumită teamă, ceea ce s-a și întâmplat la foarte mulți dintre colegii noștri care, iată, vedeau că s-ar putea să nu mai aibă posturi, mai ales cei care nu erau titulari, sau acolo unde aveau nevoie de un anumit sprijin, să zic, din partea școlii, pentru a se înscrie la gradele didactice. Puteau să nu-l primească și sigur că foarte mulți dintre colegii noștri atunci au făcut un pas înapoi. Nu trebuie însă să ne fie teamă și am încercat întotdeauna să aducem colegii noștri către sindicat tocmai în sensul acesta. Suntem împreună, nu trebuie să ne fie teamă, mai ales că era vorba atunci când ieșeam în stradă despre niște drepturi legale, niște drepturi ale noastre, niște drepturi care ne fuseseră călcate în picioare de toți, adică de Parlamentul României, și vorbesc aici de Camera Deputaților, care votase în unanimitate în septembrie 2008 legea 221 de președintele țării, care a promulgat acea lege, care apoi n-a mai fost aplicată, ci au venit fel și fel de ordonanțe de urgență care să amâne
aplicarea acestei legi. Noi am îndrăznit atunci să mergem în instanță, să ne cerem aceste drepturi, era firesc să le câștigăm, fiindcă erau ale noastre, erau drepturile noastre legale, și de aici, probabil, furia guvernanților că îndatorăm țara, dar dacă aceste drepturi le primeam la vremea respectivă, nu îndatoram pe nimeni. Acum, este o sumă considerabilă care trebuie întoarsă către cei care lucrează în sistemul educațional. Lucrul acesta se va face, după cum știți, în mai mulți ani eșalonat, ceea ce nu considerăm că este corect, dar acceptăm până la urmă și lucrul acesta, dorind însă ca pentru colegii noștri pensionabili sau care deja sunt la pensie, sumele acestea restanțe să se dea aceste restanțe într-o singură tranșă, măcar pentru ei. Noi poate mai avem răbdarea să așteptăm. Acum că tot a spus lucrul ăsta, este o speranță sau sunt demersuri concrete și sunt și semne? Că nu, deci ăsta este un demers clar al federației noastre, deci prin care încercăm să aducem acești bani pentru colegii noștri la pensie într-o singură tranșă. Însă e greu, noi realizăm lucrul ăsta, vedeți, lucrurile nu merg taman bine. Spunem noi că, eu știu, dar se vede, se vede dacă vreți pe puterea de cumpărare. Haideți să, uite, mergem într-un magazin, o să vedeți că toți se plâng că banul nu circulă. Înseamnă că aveți bani puțini. Deci că e clar că România este în dificultate. De asta și înțelegem, deși unii dintre colegii noștri pe bună dreptate ne spun nu trebuie, e dreptul nostru, trebuie să ne-l dea acum. Dar cam totdeauna am, în momente grele am avut și puterea să înțelegem. Știți de ce probabil cei care, eu știu, au astfel de reacții care, eu știu, nu presupun a lua în calcul o răbdare cuvenită, așa cum ați subliniat, într-un context delicat în care se află țara și numai țara noastră știe lucrul clar, în condițiile în care pensii nesimțite. Eu folosesc termenii la modă și în vogă. Așa, auzi ce repetiție am făcut. Asta e de refresh pentru Max. Și la modă și în vogă. Deci, ce să... Văzând că alții sau altora nu să li se întâmplă mare lucru, că să trec cu vedere anumite categorii, că să facă anumite partipriuri sociale, este într-un fel firesc ca omul acela care să treză cu veniturile diminuate aproape jumătate. Eu am citit undeva de 48%. Nu chiar 48%, apropiat de 48%. 40%, sigur. 40%, sigur. În regulă. Acum, pentru că, iată, să mai zăbăbim un pic asupra acestui eveniment, această conferință, iată, care, așa cum ați subliniat, a avut ecourile bănuiesc așteptate în rândul membrilor de sindicat, atenția cuvenită. De aici încolo ce urmează? Adică structura asta o să vină și spre bază așa? Că mă gândesc că știu că de obicei când sunt alegeri sus, vin și spre bază. Eu știu că... Înțeles, de fapt, un lucru pe care noi birou, Consiliul Județean, l-am asumat, este legat de o comunicare mai eficientă cu membrii noștri de sindicat. Nu numai prin întâlnirile care le avem periodic cu liderii de sindicat, ci prin a merge cât mai des putem în școli și a discuta direct cu colegii noștri membrii de sindicat. În același timp, cred că am reușit un lucru bun prin aceste hotărâri judecătorești, deoarece drepturile câștigate sunt numai pentru membrii noștri de sindicat. Cei care nu sunt membri de sindicat, noi nu i-am reprezentant în instanță și nu au decât să-și facă astfel de acțiuni singuri sau, dacă nu, nu o să beneficieze de aceste sume. Desigur că unii se supără, dar nu trebuie să se supere, noi avem obligații față de membrii noștri de sindicat. Vreau să vă mai zic și un alt aspect. Atunci când am demarat aceste procese, foarte mulți n-au avut încredere. Ce mai vrea și sindicatul, ce o să facă? Și atunci când noi am cerut mandat de reprezentare în instanță, foarte mulți dintre colegii noștri nu ni l-au dat. Adică nu au semnat acele împuterniciri prin care noi să-i reprezentăm în instanță. După aceea, când au văzut că se poate, au început să vină
încât am ajuns să facem pentru legea 221 patru, deci patru tranșe de procese. Un ultim proces a fost pentru un singur om care rămăsese pe din afară. Dar vă zic, dacă colegii aveau mai multă încredere, probabil că nu se ajungea, rezolvam în două tranșe, să zic. Dar este bine și așa. Cert este că oamenii au din nou încredere în sindicat și asta este lucru cel mai extraordinar. S-au întors. Vreau să vă spun că în județul Neamț nu am pierdut membrii de sindicat. Sigur, în afară de acea perioadă grea despre care vorbeam, iată, ne-am revenit, iată, avem sindicalizare circa 90%, ceea ce este un procent foarte bun și sperăm să tindem și mai către un 95% chiar. Da, chiar mi-ați anticipat o întrebare, pentru că mărturisesc că, nu știu, acest procent de 90% în aceste condiții în care, să fim clar înțeleși, mișcarea sindicală din România o mers la vale tare de tot. Care e rețeta acolo? Mă rog, în afara faptului că, iată, ați inspirat prin fapte concret încrederea oamenilor. Domnul Vasile Moroșanu, cum vă place să ziceți, păi omul sigur că el crede și în sindicat, dar în același timp întreabă mereu, dar ce a făcut sindicatul? Ce mi-a adus sindicatul? E o întrebare, dacă vreți, până la urmă, urme firească. Am auzit astfel de întrebări. Sigur, școli. Sigur. Da, da, da. E, în momentul în care pe statul de plată, vede acolo, chiar așa scrie acolo, hotărâi judecătorești. Și iată, au început trimestrial să-și ia în jur de 500-600 de lei, deci asta înseamnă 5-6 milioane vechi, deci într-un an de zile vor fi 25-30 de milioane, la anul va fi un procent mai mare. Sigur că, domne, sindicatul, activitatea sindicatului se vede. Sau să vă mai dau un alt exemplu. Am reușit și am făcut cu lanțul de farmacii Ardealu pentru Piatra Neamț și farmaciile... Niște farmacii la Roman. Niște farmacii la Roman, da. Un acord de parteneriat prin care am eliberat o legitimație. Pe baza acelei legitimații, colegii noștri au un bonus de până la 10%, 8 la Ardealu, 10 la celelalte, 10% din orice produs care îl cumpără în magazin, în farmacii. Deci este și acesta un lucru. Și ne gândim în continuare, chiar în strategia noastră sprinse astfel de proiecte, de parteneriate din astea sociale, dacă vreți, în ideea de a obține mici bonusuri pentru membrii noștri de sindicat. Dar numai pentru membrii noștri de sindicat. E bine că ați mai făcut sublinierea ca să se știe limpede că, nu știu, orice, iată, reprezentare în cazul ăsta, pentru că nu te apuci tu ca să te duci singur cu jalba și să te lupți. De unde, iertați-mă, fac o minimă paranteză, și neîncrederea de la început despre care dumneavoastră ați vorbit, așa, și tu te apuci să dai statul în judecată, știți, e celebra expresie, că ia că au văzut că statul ăsta are și leac dacă e în offside și e pe lângă lege, și atunci lucrurile, da. Deci trebuie să lucrăm în continuare, să lucrăm în acest sens al ideii de apartenență la organizație. Este un lucru, nu vorbesc eu despre asta, eu primul care vorbesc, ci se vorbe, dar trebuie permanent să discutăm, trebuie să avem o educație sindicală în acest sens permanent, continuu, cum spunem la celelalte pregătiri. Deci acest trebuie dezvoltat, acest simț de apartenență la organizație. Când ești acolo, când ești în organizație, când știi că cineva îți poartă de grijă, parcă ai un sentiment că ești mai puternic, ești, adică o să treci peste greutățile momentului. Acum, domnul profesor Tulescu, domnul președinte, nu-mi stă mire și cine mă știe bine trebuie și poate să confirme, nici pe mama nu o laud dacă nu e acoperită cu fapte. Însă spun și fac o subliniere, am mai făcut-o și cu altă ocazie. Aici la Neamț, avându-vă cei pe care îi reprezentați că, așa, în fruntea organizației, au avut și
repet, ne știm de atâția ani, am participat împreună chiar și la grevă, am fost acolo cu voi, pe mâși, cu voi, cu dascăli, iubesc dascăli de mor, aici mor pe metereză, dacă păi e nevoie. Păi și acasă o iubiți. Bine, acolo e alt capitol. A, așa. Și, cum să spun, deci toată povestea asta frumoasă, nu trebuie să ne ascundem și modestia are loc cu ea, așa. Mă gândesc că ține și de calitatea, în două vorbe, așa. Pentru că nu sunteți singuri acolo, aveți o echipă, iată, a oamenilor care fac posibile, eu știu, ca astfel de demersul să aibă o finalitate. Iată, ați adus posibil. În discuție o temă extraordinară a echipei. Asta pe două minuțele, că așa și revenim. A echipei, într-adevăr, avem o echipă și vorbesc aici și de Consiliul Județean și în special de Birou Operativ. Ne-am sudat, poate, tocmai în încercările de a depăși aceste greutăți. Ne înțelegem unii pe alții, știm fiecare și limitele și cât putem fiecare și știm când, cum ne putem suplini unul pe altul și vorbim aceeași limbă, ceea ce e foarte important, adică al demersului sindical pentru drepturile colegilor noștri. Și un lucru extraordinar. Mă bucur că am păstrat această echipă și iată încă un mandat de 5 ani, o să fim împreună acolo, dar vreau să spun că sindicatul reprezentăm toți, membrii de sindicat și lideri la oaltă. Nu putem să vorbim despre sindicat și să vorbim numai despre lideri. Nu. Dacă vrem să avem o șansă a rezolva o problemă, trebuie să fim împreună. Există, sigur, iar și chiar cu riscul de a mă repeta, am mai spus-o și cu altă ocazie și iată se potrivește în context, nu se poate victorie în condiție, deci nici general fără armată, nici armată fără general, pentru că forța, cum să spun, aici totul se combină, totul se întrepătrunde, degeaba poți să ai stafful beton, așa să fie, să duduie, dacă n-ai susținătorii, spatele, cum se spune pe front, tot degeaba. Mai ales că nicio acțiune a noastră, a sindicatului, nu a fost declanșată fără să consultăm membrii de sindicat. Știu asta. Deci, întotdeauna i-am consultat și atunci când s-a hotărât o acțiune, noi am trecut la organizarea ei. Dacă oamenii nu au fost majoritatea, că ăsta e principiul democratic al majorității, dacă majoritatea n-a fost de acord, nu am declanșat așa. Însă, din păcate, de multe ori am avut surpriza că, deși cu majoritate am hotărât o anumită acțiune, să ne pomenim după aceea că nu prea mai avem armată. Ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea de, sau după 31 mai 2010, când după două zile de grevă, practic, au rămas câteva unități școlare, numai colegiul de informatică de la Piatra Neamț, liceul din Bicaz, și aici, simbolic, și îi mulțumesc și pe această cale domnului profesor Ciocan Mihai de la Colegiul Național Roman Vodă, care singur a rămas în grevă timp de o săptămână și doresc să avem, eu știu, un cadru, o ocazie în care să-i prezentăm recunoștința noastră. A fost ca un simbol, dacă vreți, până în momentul în care nu am avut o discuție și am încercat să-i spun, domnul profesor, este nemaipomenit gestul dumneavoastră, dar din păcate... E kamikaze. Da. Așa, da. În regulă. Și da, minunat că ați subliniat, pentru că e nevoie... Iată eroii noștri ăștia care nu se... Stimați telespectatori, după o scurtă pauză vom reveni pentru dumneavoastră cu domnul Gabi Plos, că rămâneți cu Top Altele. Bine am revenit, bine v-am regăsit, am revenit, iată, a fost așa o pauză cu așa mai destinsă și sigur că am revenit cu o bâlbă, nu se supără nimeni cu siguranță, pentru că vorbim despre dascăl, despre un eveniment important din, iată, organizația Sindicatului Învățământ Neamț, invitat pentru dumneavoastră, stimați romașcani,
domnul profesor Gabriel Ploscă, președintele reales, iată recent, la finele săptămânii trecute, al acestei organizații. Și aș mai face o precizare, discutând despre educație și iată cu invitatul nostru de marcă în această seară, consider eu și cred că și dumneavoastră cei de acasă sunteți de acord cu faptul că asta nu privește doar pe dascăl, pentru că într-o formulă nu ideală, într-o formulă optimă, normală, de bun simț, educația fără acest triumvirat, școală, părinți și tot ce mai presupune, sigur, în societate și cu tot ce așa, și nici fără sindicat, ați văzut, nu se poate. Domnul profesor, domnul președinte, iată-ne, mai avem un piculeț să vedem. Haideți să discutăm un piculeț despre ce perspective presupune, iată, acest eveniment, această conferință, pentru că noi, cei măcar de o seamă cu mine, știu că la astfel de evenimente, și acum e tot la fel, orice organizație, că e de partid, că e așa, își alege niște organe, niște organisme, niște, iată, statutul, iată, așa. Cum stau lucrurile? Pe unde am avea noutăți? Cam care? Cum? Ce putem spune legat de asta? Eu aș dori să vorbesc puțin despre obiectivele. Vă rog. De viitor ale organizației noastre și desigur că dorim în primul rând să ne păstrăm locurile de muncă. Să ne păstrăm locurile de muncă, ba mai mult să asigurăm și o anumită stabilitate a catedrelor pentru cei mai tineri și stă la îndemâna celor care au decizia politică să o facă prin simpla revenire la norma didactică pentru cei cu gradul 1 și peste 25 de ani vechime. E vorba de o reducere cu 2 ore, care este binevenită pentru acești oameni care după 25 de ani sau apare la ei o anumită uzură. Asta pe de-o parte, dar pe de altă parte este și în beneficiul celor mai tineri, fiindcă apar catedre în plus. Desigur că acest lucru implică un anumit efort bugetar, dar dacă noi am respectat legea în ceea ce privește alocația bugetară, așa cum un minim de 6% de produs intern brut, lucrurile ar fi în ordine. Și apropo de această alocare bugetară, din păcate la noi filozofia bugetului este următoarea. Prioritățile clasei politice care este la guvernare într-un moment sau altul sunt unele. Niciodată n-a fost educația. Iar după aceea, ce mai rămâne se împarte cumva către educație, către sănătate, cât de cât aceste sisteme să nu intre în colaps. Dar nu mai mult. Păi de unde performanță în aceste condiții? M-am gândit la un moment dat, dacă tot facem parte din marea familie europeană, să sugerăm Comisiei Europene să impună o normă europeană a tuturor țărilor în sensul următor. Un minim de, 5-6% din produsul intern brut să fie obligat orice țară care aparține de Uniunea Europeană să aloce pentru educație. Că peste acest prag unele țări pot să aloce mai mult, foarte bine, dar niciuna să nu aloce mai puțin. Și atunci putem să discutăm mai aproape de condițiile în care se face educație în celelalte țări, să vorbim de competitivitate, să vorbim de competențe și așa mai departe. Oricum, țările celelalte au o alocație mai mare, fiindcă au un produs intern brut mai mare decât noi, clar. Dar, totuși, ne-am apropiat și noi de finanțarea. Vorbim acum de formare profesională, cu formare duală, cu, de acord. Dar dacă statul nu înțelege că trebuie să investească în educație, toate acestea rămân vorbe goale, iar noi în continuare ca sistem vom funcționa, cum am spus, la cota de avarie, vom reuși să formăm, să educăm, să instruim un număr de copii foarte bine, vor deveni absolvenți și vor pleca din această țară.
vor pleca, fiindcă e normal, e firesc să se ducă acolo unde câștigă sau munca lor este recompensată mai aproape de valoarea ei. Asta se întâmplă. Așa se întâmplă și cu colegii noștri. Avem colegi care vin în sistemul de învățământ eminenți. Însă, atunci când văd că nu se pot descurca, când ei câștigă un 7 milioane pe lună și nu pot să se descurce de azi pe mâine, desigur că e firesc, e normal, e logic să caute, eu știu, alte locuri de muncă unde să-și poată asigura traiul material. Este o mare dramă a sistemului de învățământ românesc și dacă nu se înțelege, văd că deocamdată semne prea nu sunt de o finanțare suficientă sau mai aproape de normal. Înțelegem că nu se pot face toate peste noapte, dar totuși trebuie făcut un gest. Din păcate, deocamdată greu se vede acest lucru. Deci vorbeam, poftim. Iertați-mă, de, așa cum am spus, faptul că, iată, colaborăm de atâția ani, acest procent din PIB, așa, este de acum un leitmotiv a devenit, adică pentru oricine revine, că n-am greșit când am spus revine la putere, așa, iar același lucru, iar aceleași negocieri. Acum, din ce cunosc eu, așa, din bun simț, așa că, iată, țin acest domeniu al educației ca gazetar, așa, data fiind 1 ianuarie 2014, s-ar pune în discuție să se respecte acest 6% sau... Deci a fost amânat termenul de la care va fi respectat acesta, da, într-adevăr, cu 1 ianuarie 2014, să ne dea Dumnezeu sănătate, să ajungem acolo și să vedem îndeplinit acest lucru. Ar fi un lucru extraordinar. Dar vreau să vă mai spun altceva. În noiembrie anul trecut, în sfârșit, am reușit să semnăm un contract colectiv de muncă la nivel de ramură, învățământ preuniversitar, iar acolo există o prevedere care spune că trebuia deja demarată elaborarea, trebuia demarat elaborarea unui proiect a unei legi de salarizare pentru bugetari și pentru cei care lucrează în învățământ. Acest domeniu ne interesează, desigur, în mod deosebit. Iar până luna iunie, acesta chiar ar fi trebuit să intre undeva în dezbaterea Parlamentului. Nu s-a întâmplat nimic până în momentul de față. Sigur că am pus întrebări și o să punem în continuare întrebări și avem răbdare. Avem răbdare. Întotdeauna am avut răbdare. Întotdeauna am fost mai naiv și am zis, stați, să așeze guvernul, să lucreze. Și asta am făcut și acum. Dar și răbdarea noastră are o limită. Deci ar trebui să se facă pași concreți, să punem în aplicare ceea ce scrie acolo un contract colectiv de muncă. Altfel o să rămână tot la stadiul de promisiuni electorale, sistemul va merge din rău în mai rău și o să dăm vina pe dascăli, o să dăm vina pe părinții care nu se implică, o să dăm vina chiar și pe elevii care vor notă prea, foarte mari, dar fără muncă. Desigur, toate acestea sunt teme de discutat, dar vrem finanțare. Finanțare la măcar la limita decenței pentru sistemul de educație. Este o modă românească să ridice șeful din numeri. Eu am trăit-o și pe vremea cealaltă, lucra la mine, am 5 ani din biografia mea în mină, care e problema? Zice, descurcă-te. Adică se pare că e așa, miorița noastră nu se stinge odată cu... Aș vrea doar pentru că eu, silitor, cum mă mai știu unii, așa mi-am pregătit, cum să spun, strigător la cer. Cei mai bine plătiți profesori în Europa sunt cei din Luxemburg, așa ce câștigă 85 de euro pe oră, așa, da, ne-am înțeles care, ceea ce înseamnă că primesc în 3-4 ore cât un profesor român într-o lună întreagă. Profesorul de liceu din Elveția, spicuiesc doar, își încep cariera cu un salariu de 3.800 de euro, obțin 5.000 de euro după 10 ani și de predare și pot spera să ajungă la un maxim de 6.000 de euro pe lună. Chiar și în țările din Europa de Est, salariile profesorilor sunt mult mai mari decât la noi.
Polonia, nici nu mai discutăm că e mult înaintea noastră, Cehia, Polonia, un profesor de liceu, 830 de euro, așa, în Cehia, 1090 de euro, Ungaria, 700 de euro. Păi, noi suntem și, băia, noi suntem în rând Africa. Sigur, sigur. Acum, să știți că... Adică e prea mare diferența. Întotdeauna nu s-au câștigat foarte mult în educație, dar parcă, nu sunt nostalgic, dar revenind la ceea ce s-a întâmplat înainte de 89, să știți că avem parcă alt statut. Și în, nu parcă, sigur. Și social, adică eram mai respectați. Mult mai respectați. Eram mai respectați, eram mai bine plătiți și, Doamne Dumnezeule, că făceam de toate atunci, vă amintiți, și culegeam porumbul și făceam și Daciada, cântarea României și făceam și carte. Făceam și carte. Ce s-a întâmplat după 89, că aproape că nimic nu mai facem ca lumea? Și sigur că poate fiecare dintre actorii de pe scena educației au o părticică din vină, dar cred că nu țin neapărat să găsesc vinovați, dar totuși cei care au avut decizia politică, cei care au avut, ca să zic, tortul și care au tăiat felirile de tort, au cea mai mare vină. Știți ce? Pe mine, ca cetățean și ca... Da, nu mai contează dacă îmi pasă mie sau... Cei ca mine, așa, un minim de bun simț civic să vine, am remarcat niște tonuri așa la adresa dascălilor. Nici acolo nu sunt toți cei mai vrednici, iar să fie clară treaba, dar un ton așa de a căuta spre dascăl cum că nu și-ar face. Păi numai cine nu știe ce-i la clasă. Păi tu poți să te dai de ceasul morții la nu vrea și nu să învați. Când și cum, adică o finanțare ar putea să revigoreze, pentru că e căzută treaba tare acolo și la nivelul moralului elev sunt foarte multe pricini, copii fără familie, adică o grămadă de chestiuni. Școala ca instituție, unde ar putea chiar cu o finanțare să mai dea un respiro, să revenim măcar la ce am fost? Lucrurile sunt așa de căzute încât, într-adevăr, e greu să revenim, dar putem să o facem, dacă o să înțelegem toți. Și unii dintre colegi, adică să fie plătiți și să dea calitate. După aceea, părinții să lase presiunile pentru note mari, fără ca aceste note să fie acoperite în știință, în munca elevilor. Vedeți că este o dramă când, eu știu, și la bacalaureat se iau, eu știu, o notă de 8 sau... Ce dramă este asta? Toată lumea vrea 9 și 10, toată lumea vrea să meargă la liceu, dacă se poate, chiar la liceul Roman Vodă. Dar când este vorba de învățătură, când este vorba de muncă, aici mai stăm de vorbă. Trebuie o altă atitudine și la elevii noștri, și sigur că trebuie motivația pentru ce învață, și la părinți, care trebuie să înțeleagă că nu fac niciun bine copiilor lor atunci când intervin, făcând presiuni asupra profesorilor pentru note mari, repet, fără să aibă acestea, să aibă acoperiri. Intrăm în altă temă de dezbatere care necesită, sper să ne mai întâlnim vacanța asta așa, ca să ne mai reamintim de ce mai avem nevoie pentru școală, dar în momentul în care vine nenea așa cu burtă mare să scarpină Oltenia și zice, dacă ți-am pus geam la școală mie să-mi dai 10 la băiet, știți, toate se leagă, iată finanțare, iată aici. Un lucru aș vrea să remarc, să nu uit. Eu de obicei nu uit și spun așa, avem un profesor edil, așa, și din puținul ăsta cât este, școlile din Roman, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta corect, cinstit pe fapte, așa, întotdeauna s-au găsit să se pună la punct, iată, fonduri investite cu proiecte, cu așa, am avut cel puțin... Este adevărat. Adică... Mai mult, trecând și peste, a umblat vorba, cum spun
Moroșan. Da, umbla vorba prin târg la un moment dat de anumite probleme legate de salarii. Și bine, ne-am convins că sunt numai zvonuri și am înțeles că, sigur, s-au găsit formule aici la nivel local pentru ca toată lumea să aibă salariile și știu că în momentul, cel puțin în momentul de față, sunt asigurate. Și vorbesc de român chiar. Da. Și nu numai la întreg județul, dar fiindcă mă aflu acum la Roman, e vorba de salariile noastre pentru luna iunie, e vorba despre, când zic ale noastre, am zis, mă gândesc la personalul didactic, pe urmă, indemnizațiile de concediu pentru lunile iulie-august sunt asigurate, de asemenea sunt asigurate salariile pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic, pe lunile iunie-iulie. Deci până la 10 august, practic, nimeni nu are niciun fel de problemă. Dar până atunci mai este, o să avem și sumele necesare în continuare. Deci lucrul ăsta m-a bucurat când am constatat că a fost chiar un zvon și că oamenii noștri, colegii noștri vor avea la vremea potrivită indemnizațiile de concediu. Că tot ați adus vorba, iată, sigur că sunt atâtea de discutat. Eu mi-am pregătit o paletă, a fost acest eveniment, n-am vrut să-l trecem cu vederea și perspectivele pe care le presupune, iată, această conferință, pentru că nu-i de acolo, atât în 5 ani, e limpede că ăsta e ca o bornă, așa, în activitatea organizației. Apropo de, așa, iată finanțarea asta per elev, unde, de pildă, pentru că tot ne-am referit la Roman, școlile, iată, cu ștaif aici, concentrate în urbe, unde sunt profesori, majoritatea cu grade didactice mari, cu așa, pe tot anul 2013 o să fie emoții sau nu o să fie până la capăt? Că mergea tot așa un zvon. Părerea mea este că nu vom avea probleme cu salarii, cu salariile pe 2013. Și aici vreau să detaliez puțin. Mai ales că printr-o hotărâre de guvern s-a dat posibilitatea să transferăm sume în caz de nevoie de la unele unități școlare la alte unități școlare, bine, în cadrul aceleași unități administrativ-teritoriale, lucru care nu mai era posibil la un moment dat. Deci asta vine în ajutorul nostru pentru a redistribui sumele necesare. În același timp, legat de hotărârile judecătorești, vreau să spun un lucru. Ele sunt prevăzute în buget. Numai că aici intervin consiliile locale și am avut foarte multe cazuri în care au prevăzut în buget ca aceste hotărâri să se plătească în trimestrul 4. Nu! Nu trebuie să se fac așa, să se facă legal, care spune că trimestrial trebuie plătit câte un sfert din aceste sume. Am avut câteva cazuri concrete la Păstrăveni, la Buruienești și acolo, prin discuții cu doamna trezorier șef Stan, dumneavoastră ei a intervenit concret și le-a spus să aducă sume din trimestrul 4 în trimestrul 2 și 1 să facem aceste plăți. Deci putem să găsim soluții împreună dacă suntem de bună credință. Apropo că a spus de aceste sume, din știința mea, dacă nu se achită cum sunt prevăzute, să pierd banii, nu? Dacă sau, există noi riscul nu o să lăsăm lucrul ăsta. Nu, dar există riscul ăsta? Există riscul ăsta. Dacă pe 2013 nu se dau sumele să se ducă la bugetul statului să nu fie plătite. Da. Dar noi sperăm să nu se întâmple așa ceva, fiindcă nu ne mărginim numai ca să facem aceste acțiuni în instanță. Urmărim și cum se pun în aplicare aceste hotărâri judecătorești și aici aș vrea să amintesc și mulțumesc pe această cale și domnului inspector general Stan Viorel, care a fost foarte deschis la ideea noastră de a face o întâlnire. S-a întâmplat în 29 aprilie o întâlnire cu directorii, cu liderii de sindicat, cu persoanele care au ca sargini de servici întocmirea statelor de plată, cu cei de la ITM și era întreg staff-ul ITM-ului acolo prezent, în care să discutăm tocmai despre două lucruri esențiale. Aplicarea hotărârilor judecătorești, 1 și 2, salarizarea personalului nedidactic. Fiindcă aici avem mari probleme, nu numai legate de salarii mici, ci și fiindcă în unele cazuri nu se respectă salariul minim pe economie, în ceea ce privește retribuirea acestor oameni.
Da, deci se poate și la stat, până la coada cozii. Colegul, cred că, da, mulțumesc tare mult. Bun, ca să revenim așa, să încheiem așa cercul acesta, cred și sper eu frumos pentru cei de acasă, și mă refer la această discuție pe care am avut bucuria să o purtăm împreună, pentru Romașcani, ce ar mai fi legat de acest eveniment? Apropo, repet, de perspective, de așa, pentru că am spus, este unul care marchează o bornă în activitatea. Noi ne propunem să păstrăm unitatea sindicală, să promovăm cu fermitate principiul solidarității, care este unul dintre principiile de bază ale sindicalismului, și tocmai pe acest principiu derulăm și programul nostru de ajutoare sociale pentru colegii noștri aflați în impas. Este extraordinar când, chiar dacă suma nu este extraordinară, primești o sumă de la colegii tăi și simți parcă că se gândește cineva la tine. Este un lucru extraordinar și o să mergem în continuare să organizăm chiar cursuri de formare sindicală în care să arătăm care sunt valorile sindicalismului, că acestea trebuie să fie respectate pentru ca organizația să fie, să-și atingă obiectivele pe care și le-a propus. Pe de altă parte, noi am avut și anumite amendamente la statutul nostru, pe de o parte pentru a veni, al pune statutul propriu al Sindicatului Județean cu cel al Federației, la care suntem afiliați, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, care a avut conferința națională în noiembrie 2012 și deci acolo a fost aprobat acest statut. Asta pe de o parte, pe de altă parte să avem anumite prevederi care să ne permită să derulăm anumite activități în folosul membrilor de sindicat. De pildă, dorim să ne autorizăm ca furnizori de formare profesională pentru adulți și în această calitate să putem să organizăm cursuri de formare continuă la prețuri cât mai mici convenabile pentru membrii noștri de sindicat, sau dorim să înființăm o agenție turistică. Iată, biletele de odihnă subvenționate nu mai sunt, biletele de tratament sunt într-un număr foarte mic și atunci, prin această agenție de turism, vrem să putem oferi sejur, bilete de odihnă, tratament la prețuri cât mai mici pentru colegii. Dar la noi aici, nu Muntenegru, da? Doamne aici, ferește. Aici, așa, mulțumim tare mult, domnule profesor Gabi Plos, că iată, reales pentru Romașcan, repet la final de emisiune, președinte al organizației Sindicatului Învățământ Neamț. Sunt multe de spus, sper să ne mai întâlnim, să mai venim în fața romașcanilor. Mulțumim că ați fost alături de noi. Doamne ajută, o seară bună! Și eu vă mulțumesc! Dascăle cu tâmplesure, cu ochelarii strâmbi pe nas, cine a stat să-ți măsure strop de tihnă, toamne dure? Cât ai dat? Cu ce ai rămas? Ai crescut cu atâta râvnă, rânduri de școlari pentru o propădită drâvnă. Ai stat tare împotrivnă celor trânsi și insolari, ca să crezi în arbori, oameni. Când erau doar muguri, țânci, a ales bob bun să sameni, să nu iasă știri de fameni, având țarina pe brânci. Nu te-a întrebat guvernul cum trăiești și nici cum mori. Pe pământ ți-a fost infernul, dascăle umil, eternul găsitorul de comori. Ai trudit și la catedre, pe tarlale, la cartofi, ai cules atâtea vedre, până după desumedre rămânând fără pantofi. Umilitul te-au mai mari că nu ai muncit destul, dar partidul și primarii nu te-au întrebat cărmarii dacă te-ai culcat sătul. Ai făcut ani buni, naveta, și prin praf și prin omet, ca să înveți pe Bernadeta ce înseamnă alfa, beta. Ăsta ți-a fost drumul tot. După viață, mai mult tristă, dascăl brav și anonim, ești trecut și tu pe o listă pentru o slujbă acatistă. Astfel toți ne canonim. Azi ți-au dat un rest de pensii, cei pe care i-ai crescut. Să-ți ajungă din extensii pentru leacuri cu compensii, dascăle necunoscut.